Cam la ce nivel, dacă ai dat pe o scară de la 1 la 10, nivelul de digitalizare al României, la nivel de instituții ale statului, cam ce notă le-ar da? Ce întrebare grea. Așa e? Da, este o întrebare grea pentru că nivelul de digitalizare este diferit de la instituție la instituție. Adică e insulară cumva. Da, este, soluțiile sunt insulare, nivelul de digitalizare este diferit. Este greu să spunem că există o notă pe care o să o putem da țării în general, pentru că ar însemna să avantajăm pe unii și să dezavantajăm pe alții. Însă, cred că este mai puțin important să dăm o notă pentru fiecare, cât este important să recunoaștem cu toții că această criză pe care o traversăm acum ne-a determinat pe toți să luăm, poate pentru prima dată în ultimii 30 de ani, să luăm online-ul în serios. Având în vedere că a fost singura variantă pe care am avut-o la dispoziție în această perioadă, fiind constrânși să stăm departe unii de ceilalți, respectând regulile de distanțare socială, online-ul a fost o soluție, să zic, nu neapărat la îndemână, cât a fost singura soluție care a fost disponibilă. Am constatat însă cu această experiență, din păcate, multele lucruri pe care România nu le-a făcut în ultimii 30 de ani. Deci urmează să discutăm, să intrăm în detalii, n-aș vrea să continui pentru că avem niște întrebări, răspunsuri și... Da, aici ca o sinteză, dacă e mult să e cu plăcere, cam acolo ne-am aflat noi. Da, dacă știți cum e, nu încerc să nu mă las stârnit, pentru că sunt foarte multe lucruri de spus pe acest subiect. Da, eu aș vrea în seara aceasta să atingem subiectul un pic pe notă, nu doar despre ce nu s-a făcut, ci să vedem și ce s-a făcut, pentru că, hai să fim serioși, nu e ca și cum nu s-a întâmplat nimic. Nu. Ok, că nu s-a întâmplat pe măsura dorințelor, doleanțelor și așteptărilor. Asta e altă poveste. Dar stăteam chiar și mă gândeam înainte să dăm drumul la emisiune că până la urmă când cineva se străduie, dacă noi îi dăm în cap, chiar că nu mai face nimic. Da. Și atunci de-aia aș vrea să fim obiectivi și să luăm lucrurile, cel puțin așa mi-aș dori eu, să în această seară cumva să găsim toate informațiile posibile, să vedem exact realmente, cât mai faptic, unde suntem. Și apropo de ghiseu.ro, am văzut că a început prin, dacă nu mă înșel, sper să nu mă greșesc, că prin 2011 a început inițiativa. 2011, da. Da. Cum ai simțit evoluția proiectului raportat și la nivelul de asimilare, la nivel instituțional public, privat, populația, cum a agreat, că tu practic ai interacționat cu toți stakeholderii și chiar poți să ne dai o radiografie. 7 ani, 8 ani, 9 ani, mulți ani de studiu. 9 ani de acum, da. 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 Foarte bine, foarte bine spui, au fost 9 ani de studiu a tot ce înseamnă administrație publică, centrală și locală, a obiceiurilor oamenilor, a dorinților de a intra în online, a problemelor pe care le-am întâmpinat în toți acești ani. Iată însă că după 9 ani de ghiseu.ro începem să tragem speranță, da? Chiar dacă la o analiză obiectivă am putea să spunem că 630.000 de utilizatori de ghiseu.ro după 10 ani de zile este destul de puțin. Da. Însă ghiseu.ro are un merit extraordinar de mare ca și proiect, pentru că a creat diferențiatorul și a fost proiectul care ne-a dat încredere că se poate.